pentru ședința extraordinară din 28. Avem o vorbă pe care... Facem, adică prezența e felul următor. Domnul Băicoianu prezent, Bolbotină prezent, domnul Brazu prezent, subsemnatul prezent, Constantin Alexandru online, domnul Dinu Valer prezent, domnul Dinu Ioan prezent în sală, Oprișan Gabriel prezent, Roșu Marian prezent, Stan Vasile online, Șoldan Marius prezent. Al cineva? Mai am trebuit asta, ce scuze? Prezent. Pentru astăzi. Pentru astăzi sunt două puncte pe ordinea de zi. Este vorba de punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. E vorba de o majorare a părții de venituri cu suma de 34 plus 350 egal 384.000 de lei și majorarea părții de cheltuieli cu 384.000 de lei. Dacă sunt discuții. Haideți, ai intrat la data? Brejan, ce erai? Ești și domnul Brejan? Da. Discuții, vă rog. Domnul Răpaie. Lăsa-l, domnul Răpaie. Lăsa-l, domnul Răpaie. Deci, nu. Dacă nu sunt discuții, atunci haideți să trecem la vot pe comisie. Da, vă așteptăm. Domnul Matei Horia. Comisia Economică, Buget, Finanțe. Domnul Voicoian. Domnul Breazu. Domnul Constantin Alexandru. Mă auziți? De acord, da? Da, vă aud. Domnul Dinu Ion. Pentru. Domnul Stan Vasile. Pentru. Deci, 4. O abținere. Și 4. Și 4 pentru, da? Da. Comisia Juridică. Domnul Bejan, mă auziți? Da. Domnul Dinu Valeriu. Pentru. Domnul Bolbotină. Pentru. Domnul Șoldan. Mă abțin. Domnul Răbaie. Pentru. Pentru. Deci o abținere și 4 voturi pentru la Comisia Juridică. Urbanism. Domnul Tomuță. Abținere. Domnul Oprișan. Pentru. Domnul Matei Horia. Domnul Nică Marius. Subsemnatul pentru. La fel, 4, da? Da? Și învățământ, cultură, domnul Hrabagiu. Pentru. Domnul Răbaie. Pentru. Domnul Roșu Marian. Pentru. Nică Marius. Pentru. Domnul Breazu Gheorghe. Pentru. Da. Acea situație. Punctul numărul 2, vom vedea în ședință, este vorba de alegerea președintelui Consiliului Local pentru următoarele 4 luni de zi. 3, domnul Răbaie. Deci asta este în comisie când este comisia pentru, da? Bun. În această situație, ședința pe comisia a încetat și vă propun să trecem la ședința în plen. Dacă sunteți de acord. Bun. A apărut între timp procesul verbal din data de 30 iunie. Nu știu dacă l-ați văzut și aș propune să-l votăm în această ședință. Dacă l-ați văzut, dacă nu, lăsăm pentru data viitoare. Da. L-am văzut.
Bun. Atunci, înainte de a aproba ordinea de zi, vă supun votului dumneavoastră procesul verbal la ședință ordinară din 30 iunie 2022. Cine este pentru? Online, domnul Constantin? Mă auziți? Tomuță. Domnul Bejan? Tomuță e pentru, da. Unanimitate, pentru. Pentru și eu. Bun. Deschidem ședința extraordinară din data de astăzi, 28 iulie, supunându-vă la vot ordinea de zi cu cele două puncte ale ordinii de zi, respectiv o rectificare bugetară și punctul numărul 2, alegerea președintelui de comisie de Consiliu Local pentru următoarele 3 luni. Cine este de acord cu ordinea de zi propusă? Avem unanimitate, mulțumim. Bun. Atunci, punctul numărul 1, am văzut avizele comisiilor, toate comisiile au dat aviz favorabil. Proiectul numărul 1 este un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, majorarea părții de venituri cu suma de 384.000 de lei și majorarea părții de cheltuieli cu 384.000 de lei. Dacă sunt discuții și întrebări, lămuriri, doamna este aici și vă poate... Dacă nu sunt întrebări, discuții, vă supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 în forma în care a fost prezentată de executiv. Cine este pentru? 2. Deci, în online, domnul Stan Vasile pentru, domnul Tomuță, nu. Vă abțineți, da? Mă auziți? Am înțeles. Domnul Constantin Alexandru. Deci, cine se abține? Cine se abține? Deci, 3 și 1, 4 abțineri și ceilalți pentru. Domnul Răbaie, îmi cer scuze. Erați în telefonul din stânga, nu erați la din față. Pentru? Da, nicio problemă. Pentru, sunt pentru, sunt pentru, da? Da, pentru. Deci și domnul Răbaie este pentru. Mulțumim pentru vot. Acum, proiectul a trecut. Punctul numărul 2 este vorba de alegerea președintelui Consiliului Local pentru lunile august, septembrie și octombrie. Vă rog, propuneri pentru președintele Consiliului Local, da, vă rog. Eu îl propun pe domnul Harabagiu. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot alegerea ca președinte al Consiliului Local pe următoarele 3 luni de zile a domnului Harabagiu Matei. Cine este pentru? În online, domnul Răbaie. Pentru. Domnul Constantin. Pentru. Domnul Tomuță. Să abține. Deci, în online avem pe domnul Tomuță să abține și în sală vă rog încă o dată. Pentru. Uitați. 2, 4, 6, 8, 9 voturi. Sală pentru. Abțineri. Abțineri. Încă două abțineri. Deci trei abțineri. Păi nu este. Așa, cu al domnul Harabagiu, e bine. Deci trei și cu domnul Harabagiu, patru abțineri și cu... Este bine. 9 pentru și 4 abțineri. E corect. În aceste condiții, domnul Harabagiu va fi președintele Consiliului Local în următoarele 4 luni de zile. Cu aceasta fiind zise, vă mulțumim pentru participare. Să ne vedem sănătoși. La revedere. Mulțumesc.